Am venit astăzi la Spitalul Militar Central pentru a mă vaccina cu cea de-a treia doză de vaccin anti-COVID. Din ziua de astăzi, toți cei care s-au vaccinat cu schemă completă cu cele două doze se pot cere vaccinarea cu cea de-a treia doză și a trecut cel puțin 6 luni de la ultima doză. Recomand tuturor și îndemn pe toată lumea, sunt peste 1.100.000 de cetățeni români, personal medical, dar nu numai, care se încadrează în această categorie și care se poate vaccina cu cea de-a treia doză de vaccin. Până azi dimineață, în platforma în care se pot programa pentru cea de-a treia doză, sunt programați circa 12.000 de persoane dintre cei care pot lua acest vaccin și, evident, îndemnul nostru și recomandarea noastră în continuare este și pentru cei care astăzi încă nu s-au vaccinat de a se vaccina. De asemenea, după cum ați văzut ieri, Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională proiectul de lege privind obligativitatea certificatului digital UE pentru personalul medical, respectiv pentru personalul din IGSU și Inspectoratul General de Aviație și pentru personalul din laboratoarele medicale. Este o măsură necesară în această perioadă, este o măsură care se aplică pe perioada stării de alertă, un proiect legislativ care va fi introdus în guvern și cu care guvernul se va prezenta în Parlament. Practic, pentru personalul medical sunt trei posibilități. Dacă sunt vaccinați cu schema completă, este o situație. Cea de-a doua, dacă au trecut prin boală și sunt în perioada între 15 și 180 de zile de la sfârșitul bolii, respectiv dacă se testează cu test rapid antigen sau cu test PCR, este cea de-a treia situație. Proiectul de lege prevede în cazul în care persoana respectivă nu este vaccinată și nici nu a trecut prin boală, trebuie să prezinte conducătorului unității, respectiv unității medicale, fie că vorbim de public, fie că vorbim de privat, trebuie să prezinte aceste teste. Testele se fac pe cheltuiala proprie. Statul pune la dispoziție în mod gratuit vaccin. Există această